Nu mai sun pe nimeni, scrieți. Gata, m-a supărat rău de tot. E bine, o, eu mă duc, mă chinui cu acordeonul în brațe, mă chinui să, pentru bănuțul meu, să câștig și eu un ban. Și în loc să-mi iau de îmbrăcat și să-mi iau alea, bag internet de 30 de euro, să intru pe live, să vă fac să râdeți, să vă dau viață în voi și voi îmi faceți de-astea. Și bulangie aia îmi fac de-astea, nu? Asta merită bio? Asta merită bio? Nu mai intru. Gata, e ultimul live pe cuvântul meu. V-am zis. Eu nu mai intru. N-are rost. Pe cuvântul meu. N-are rost. Pe mine cine mă face să râd și eu? A? Pe mine cine mă face să râd, boșilor? Să vă dea Dumnezeu sănătate acum. A? Mă duc în rup spatele în două pentru ăia 30 de euro. Nu mă credeți. Nu mă credeți. Nici nu sunteți obligați să credeți. De ce nu mai? Păi intră lumea pe live-ul meu și se dezbracă cu rugol. Păi eu vă fac să râdeți și ăștia îmi face mie așa? Nu mai sun pe nimeni. Gata. Pe vreți să mă blocați definitiv? Nu mai, gata. M-a supărat rău. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Nu mai. E, vă place așa mai în liniște, mai frumos? Nu, eu nu pun la suflet, frate. Eu după live-ul ăsta mă duc acum și beau și mă distrez, dacă vreau. Eu nu pun la suflet, că eu ăsta sunt eu, viu, așa mie viața mea. Că pe mine mă iubește Dumnezeu prea mult. Dar cu voi nu mai vă fac să mă râdeți, gata. Că nu merit eu chestiile astea. Oamenii invidioși, da, frate, asta este. E, eu am făcut ceva pentru voi 3 zile la rând, faceți și voi pentru bio. Să vedem. Cât de mult v-a plăcut de bio, faceți-mă și voi. Faceți-mă și voi pe mine să râd și eu acum, ia să vedem. Puteți să mă faceți și voi pe mine să râd și eu 3 zile la rând? Puteți? Puteți sau nu? Nu puteți. Probabil că nu. Voi nu m-ați făcut să râd, nu nimic. Uite, intră oamenii răi și mă face să mă blocheze. De ce? Ce le-am făcut? Să le dea Dumnezeu sănătate. Ce le-am făcut, mă, oamenilor? Nu? Voi mă iubiți foarte mult? Nu prea se vede. Vedeți că am o poză la copertă. Ia să văd cât mă iubiți. Am o poză la copertă, vreau să văd cât mă iubiți cu adevărat. Fapte, nu vorbe. Fapte. Gata, m-a supărat să moară familia mea. Eu vă fac să râdeți 3 zile la rând, pe banul meu, pe telefonul meu, pe tot. Nu câștig nimic, sunt la început. Nu iau niciun ban pe niciun videoclip. Nu iau niciun ban pe niciun videoclip, pe cuvântul meu. De 3 zile fac asta, credeți-mă. Bă, nu mai mă sunați în privat, vă rog frumos din tot sufletul meu. Care vrea să fie prieten cu Vio, nu-l mai sunați în privat, înțelegeți-l. Bă, frate, să mă bată Dumnezeu, domnul, bag 30 de euro pentru internet, mă ține 2 zile cu live-ul vostru. Atât mă ține internetul ăla. Dați mesaje că vă răspund. Dați mesaje că vă răspund. Credeți-mă că mă doare oasele de la 5 dimineața mă trezesc în cur.
Că și eu muncesc. Muncesc, nu iau bani pe videoclipuri. Cine te-a supărat, boss? Păi am fost live, frate, acum 2 minute și întreabă și tu lumea ce s-a întâmplat. Întreabă lumea ce s-a întâmplat. Mie nu-mi place de astea, frate. Mie nu-mi place să înjur. Mie nu-mi place răutatea. Eu nu sunt rău. Mie nu-mi place răutatea. Eu nu, mie nu-mi place să vorbesc nici de strugură, nici de lume. De nimeni. Lasă-le dea Dumnezeu sănătate și lor și mie. Eu n-am treabă cu nimeni, dar alții de ce au treabă cu mine? A, drept că bag 30 de euro din munca mea, din alea, bag 30 de euro ca să vă sun, să vă fac viața frumoasă, să vă fac să râdeți. Drept de asta, nu? Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Să moră mama mea și eu să mor, până nu-mi face pornit să am melodie personal pentru Vio Mic, care a spart topurile dacă mai intru niciodată pe live. Îmi fac videoclipurile mele și gata. Și tot fac eu videoclipuri pe YouTube. Eu am încercat, v-am dat ceva frumos, ați văzut. Dar până când se supără Vio, nu mai vă bag în seamă pe nimeni și gata, frate. Eu v-am făcut 3 zile să râdeți. Faceți-vă și voi pe mine să râd și eu 3 zile. Hai să vă văd. Să vă văd. Ia să vedem. Vă place mai pe silențios, așa? Haideți să distrugem. Dacă vedeți că nu vă răspund, de ce mai sunați? Dacă vedeți că vă închide 2 ori, de ce mai sunați, fraților? Uite, na, vedeți? Mă sună lumea în continuu, cu web, cu web, cu web mă sună. Nu le e milă deloc de munca mea. Nu le e milă deloc de munca mea, mâncavaș. Nu mai, eu nu mai intru live, pe cuvântul meu. Ăsta e ultimul live, îmi pare rău, cu părere de rău pentru voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate și ce iubiți voi să vă trăiască și să fiți fericiți, dar înțelegeți-mă și voi pe mine că și eu muncesc pentru banul meu, nu-mi trimite nimeni, nu mi-a trimis nimeni niciun ban, nu m-a susținut nimeni cu nimic. Dar m-a supărat în noaptea asta. Eu nu cred că eu merit așa ceva. Senior, Dan, nu te supăra, Bio, că nu sunt serios. Eu nu mă supăr, mucavaș. Eu nu mă supăr. Gata, s-a dus Bio Show, s-a încheiat. S-a sfârșit sezonul de Bio Show. La sfârșit. Îmi pare rău. Îmi pare rău, s-a sfârșit sezonul Bio Show. Asta e. Nu mai sun pe nimeni. Scrieți și vă citesc mesajele. Vio, ce ai? Întreabă lumea ce am. Nu mai dați share-uri, nu mai dați nimic. Puteți să nu mai dați nimic acum. Din partea mea e egal cu zero, fraților. Da, mă, îi dau pe pustiu, cum ziceți voi. Dar Vio nu mai intră live până n-are melodie de la Florin Salam și un S8 în buzunar. S8-ul pot să mi-l iau și singur, dar trebuie să muncesc. Și salariul vine odată la lună, fraților. Cât despre Florin Salam, voi puteți să vorbiți cu el, că eu sunt un copil stradal care își câștigă pâinea singur, doarme mașină și alerg și eu printre străini ca toți cei care sunt printre străini să le dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Că știu și eu durerea lor și știu ce înseamnă. Pe cuvântul meu. Ce faci, Viu? Bine, bă, ce ai văzut? Mă, Viu, frate, ce ai, ai nebunit? De ce te superi tu? De ce? Din... Ascultă-mă! Din cauza la unul, te super pe 2500 de persoane. Păi da, mă, dar nu merit, că eu n-am înjurat pe nimeni. Păi și ce, Eu nu frate, m-am înjurat dacă pe ăla e... nimeni.
Eu te-am înțeles, frățiorul meu, dar tu dai seama... Așa, nu mă, frate, nu mă intru, gata, nu mă vreau. Ascultă-mă 2 minute, trăiască familia ta și tot ce iubești. Deci din cauza la unul, te super pe 2500 da, de persoane. Cu ce l-am jignit eu pe ăla? Lăsă-l, frate, nu are nimic, dă-i bloc. Ascultă, dă-i bloc și la revedere. Da, frate, ok. Lumea te așteaptă bloc, fiecare seară. Că și eu muncesc pentru banii mei, pentru internetul care îl cheltuie acum cu voi, să ai internet în parcări, pe autostradă, n-ai Wi-Fi, nu e de la Wi-Fi. Ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Când o avea dar... melodie de la Florin Salam, pe cuvântul meu, atunci intră viu live. Băi, și vă fac să vedeți ca de obicei. E multă lume care a vorbit și eu m-am uitat acolo pe, pe comentariile tale și scriau acolo cu dedicația când intri live. Pentru Bio Show de la Ogrozeni. Mă, mă auzi? E multă lume care așteaptă să intri live în fiecare seară, frate. Eu să... vă înțeleg, dar m-a supărat foarte tare. Eu nu merit. N-am vorbit nimic de nimeni rău. În special... Nu am jurat pe nimeni. Eu... Eu... Încă în special doresc eu... sănătate și tot ce iubesc eu să le trăiască. Că eu dacă doresc rău cuiba, eu nu câștig nimic. Mă în doare special... la bază. În special eu, să mură dacă te mint. În special eu am așteptat să intri live. Deci da, tot fiecare seară. Și am milioane și de mesaje la care unul, mă roagă lumea să intru te live. Te super uite la 3000 de persoane, frate, să uite la tine pe și îți dă mesaje. Nu mă ajută nimeni cu nimic, că mâncați și live-ul ăsta vine din buzunarul meu. Lasă, frate, n-are nimic, nu e nicio problemă, stai liniștit. Și nimeni nu mea, și n-am, de când fac live-ul, n-am 2 like-uri la poza de, de copertă. Eu ți-am dat să mor eu. Eu unul personal ți-am dat. Nu știu ce să spun, ai, ai 3000 de persoane aproape aici, frate, alții fac din invidie, alții ok, fac, e ultimul live, credeți-mă. Nu știu ce să spun, frățiorul meu, eu am vrut să spun că din cauza la unul te super pe toți. Știi? Păi nu merit, nu, de ce? De ce? Nu merit eu așa ceva, eu n-am jignit pe nimeni. Păi nu merit, dar nu e toată lumea cum crezi tu. Bă, n-am jignit pe nimeni și nici nu jignesc niciodată, că pentru că ăsta mi-e caracterul. Eu am 7 ani de stradă și știu ce înseamnă rău, băi băieți. Nu e toată lumea ca tine, frate. Păi, ce nu înțelegi? Nu e toată lumea ca tine. La nu tu la... Păi eu te cred, dar nu e toată lumea la... ca tine. Ok, atunci mai întreb eu. Când o face Florin Salam special pentru mine o melodie. Uite, eu acum o să mă duc la o nuntă și dacă mă găsești cu el, nu mai mă joc pe băiatul meu, că îți dau o dedicație. Uite, da? Na, uite, uite. Mladen Daniel, mersi să rămână. Dar lasă, frate, n-are nimic. Dă-i bloc, frate, nu e nicio problemă. Mersi să rămână. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu e toată sănătate. Lumea perfectă. Nu e toată lumea perfectă. Păi da, mă, dar eu vreau să o schimb, eu vreau să fac raiul pe pământ, eu, că sunt eu vie. N-ai cum, n-ai cum. Ba da, eu sunt vie și o să uite, vedeți că... Uite, eu sunt aici, în Spania. Păcesc melodia, să facă melodia Florin Salam și eu vi pun pe toți la punct. Credeți-vă. N-ai cum, viorele, să, să-i dai tu la lume, că lumea e mai de cap. Toți sunt buni, toți sunt răi, tu nu știi cum e lume. Stai liniștit, frățiorul meu, nu mai te supăra din cauza la o persoană. Să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate. Doamna, nu merit, eu n-am zis pe nimeni, nici nu vreau să stau de vorbă de nimeni. Dacă nu pasă de nimeni. Capul, mie pasă de mine și de oameni care îi fac să râdă. Ia uite, 2500 de persoane se uită la tine, frățiorul meu, și te iubește, te respectă. Deci, pe fiecare seară se uită la tine, ce să mai... Da, bostule, cu ce v-am făcut 3 zile la rând să râdeți, făceți-mă și voi pe mine acum. Că și eu eu personal, supărat. Uite, eu o să mă duc la o nuntă și o să vină Florin Salam. Eu o să-ți dau o dedicație și o să filmez și o să-ți trimit pe privat. Eu personal, fratele tău. Mă înțelegi? Dar lasă-i, frate, pe alții, nu mai băga în seamă. Dacă atât i-a mers mintea nu, ăla, frate... Nu, Florin Salam, regele manelelor, tăticul manelelor. Okay, sănătos. Să zic cu manelelor, că nu v-am cerut bani până acum, dar acum vă cer ce e mai bun cu eu. Hai, că și eu v-am bucurat inima în voi. Bucurați-vă inima în mine, că asta e plăcerea mea. Lasă-i, frățioare, dacă atâta le merge capul, tu nu vezi ce să faci. Asta e situația. Stai liniștire, nicio problemă. Vă rog frumos, nu vă supărați pe mine. Vă rog, îmi cer mii și mii și mii de scuze în tăi. Da, ce să te vă cer mii de scuze în față la toți, dar nu mai fac. Până nu văd chestia asta cu ochii mei, că vă pasă și vouă de mine, mie nu mai îmi pasă nici mie de nimeni. Lasă lumea, frate, că alții sunt buni, alții sunt răi. Uite, eu mă uit la 2500 de persoane
Da, mă, Și nu intru, mai să nimioare. mordă, nu intru. Nu mai Să nimioare, facă Părinte Alam melodie pentru Biomic de la Ogrezeni. Regele live-ului, nu de frați, nu de mamă, nu de tată. De mine și de Dumnezeu meu. Atât. Te-ai blocat, mă, camere. Ia uite. Într-o parte ce ai rămas? Gestul, iertați-mi criza de nervi. Îmi cer mii de scuze pentru criza mea de nervi, dar vreau să văd și eu dacă eu însemn ceva pentru voi. Vreau să înțelegeți poza de la copertă și de la Florin Salam, melodie pe numele de Biomic de la Ogrezeni. Vă pup și noapte bună! Vă doresc tot binele din lume. Că mie așa îmi place, mă, eu sunt respectos. Mie îmi place, eu ce am învățat, m-am învățat eu, personal. Ăsta e Biomic. Vă pup și vă doresc tot binele din lume. Ciao!